Mă numesc Nagi Nuț, am 17 ani și sunt la liceul Colegiul Național Onisifor Ghibu din Oradea. Fac canto popular la Aparatul Copilor din Oradea din 2014 și la Școala de Artă Francesc Hubic din 2017. Am participat la Festivalul Lira de la Baia Mare, am obținut premiul 1, am participat la Festivalul Mugurelul, am obținut premiul 2 acolo. Îmi place să ascult multă muzică, am un pick-up acasă, colecționez viniluri cu Queen, cu Elvis Presley, Michael Jackson, Bee Gees. Cu bunica am început să cânt muzică populară, mergeam la ea în fiecare zi, îmi punea pe Hora, cântam de la Vasile Coca și am prins drag. Ai lili și na-na-na, că iar m-o cuprins dorumă, ai, ah, și iarăna. Și mă duc și învățatu-mă, la-la-la-la-la-la-la-la. Și-mi văd mândru-mi eu sătuți, ai la-i-la-i-la-i-la. Dania-n crescut de micuți, ai lili și na-na-na. Și-mi văd mândru-mi eu sătuți, ai la-i-la-i-la-i-la. Dania-n crescut de micuți, ai lili și na-na-na. Și-mi văd satul și casa mă, ai, ah, și iarăna. Și pe maica săraca mă, la-la-la-la-la-la-la. Maica atâta-i bună, ai la, ai la, ai la, ai la, până-și lasă de la gură, hai lili și na-na-na. Că maica atâta-i bună, ai la, ai la, ai la, ai la, până-și lasă de la gură, hai lili și na-na-na. Dacă-n maica-n bătrânește, ai, ah, și iarăna, la copii nu trebuiește, la, 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 la. Atunci maica nu-i mai bună, ai, ah, și iarăna, că-i urâtă și bătrână, la, 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 la. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Bine ai venit! Cornelia, te rog! Doamne, deci atâta de mult m-am bucurat că, iată, în sfârșit, este o voce bărbătească din Bihor. Mai sunt câteva voci foarte bune, dar să știi că era nevoie de căldura ta. Uite-te la mine, Ionuț, nu ochi în pământ! Și când cântai, mi-aș fi dorit să te uiți mai mult la noi. Dar asta e un lucru pe care tu îl vei dobândi cu timpul. Pentru mine este o mare bucurie. Bravo! Mulțumesc! Mulțumim, Eliza Stan, vă rog! Ionuț, tu ai într-adevăr un glas frumos, un glas bun. Din păcate însă, nu reușești să transmiți și, din păcate, interpretarea ta chiar a fost un pic scolastică. Succes în continuare! Mulțumesc frumos! Mulțumim, mulțumim frumos, Grigore Leșe, vă rog. Trebuie să ai forță în cântat. Cântecul din Bihor este și războinic un pic, nu știu cum să vă spun, adică este mai aspru. Și când vine și din partea unei voci bărbătești, trebuie să se impună. Așa că să ai grijă. Doamne ajută! Mulțumim! Mulțumesc. Nicolina? Mie îmi place foarte mult. Trebuie să știi că ai o bază foarte bună. Ai un glas cald. Ai nevoie de un pic de susținere pe părțile finale ale frazei muzicale, pentru că probabil încă nu știi să respiri. Dar la 17 ani, când ai învățat să săruți o fată și să nu pese de respirație așa până o sufoci, sunt convinsă că o să știi și respirație pe cântec. Opa! Haideți, sfaturi de-astea n-am dat la concurenți. Le putem da, că ne sunt de folos. Sigur. Felicitări, mie mi-ai plăcut din tot sufletul. Mulțumesc mult! Mulțumim! Bogdan, te rog! Și mie mi-a plăcut. Dragul meu, Ionuț Noghi, spun dragul meu pentru că așa simt. Te cheamă Noghi? Noghi. Ai terminat? Noghi. Românesc. Bun, Noghi românesc, Noghi unguresc, am înțeles. E o foarte mare diferență, fundamentală, îndrăznesc. Mie mi-a plăcut. Inclusiv starea ta asta, un pic melancolică, nostalgică, tristă, faptul că ți-a ascuns privirea, m-a ajutat
să înțeleg mai bine cântecul pe care l-ai cântat. Și pentru 17 ani eu nu pot să spun decât felicitări. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Sper să ne vedem mai târziu! Succes! Salut, Ionuț! Salut, Ionuț! Hai, vin aici! Bună ziua! La o carieră în basket nu te-ai gândit? Nu, nu mă pasionează. Dacă puteți vorbi... De la egală. Eu nu mă suport să fiu mai mic decât cineva. Sigur. Da, așa că stai acolo. De cine îți place cel mai mult dintre membrii juriu? În juriu? Da. Pe Cornelia Redin. Păi na. De ce? Că e din zona. Maramure. Îmi place și zona. Pe domnul tânăr, știi cum îl cheamă? Nu operatorul. Uite, nu. Din juriu. Mihai. Așa. Simeon. Bine, mă. Uite că știe. Deci, cum îl cheamă încă o dată? Mihai Simeon. Și? Bogdan. Bravo. Bine. Bogdan, Mihai Simeon. Da. Știi cu ce se ocupă? Cum se numește? Ia, cum se numește? Arhitector. Exact. Da. Arhitector. E arhitector în domeniul... Muzicii. Ce e, mă, arhitector? Cum arhitector? Măi, Ioane, tu după Dănuț? Nu, cum să fie arhitector? Nici nu există termenul. În arhivă, dar... Arhivă, cu arhivă, ești mai aproape. E culegător. Dar tu ce vei face când vei ieși acum din backstage? Te vei duce și vei lua telefonul și scrii Mihai Bogdan Simeon, îi dai search și afli cu ce se ocupă omul. Și după aia apeși pe videoclipuri și fii vezi atent cum cântă. Că la următorul, nu știu că și cântă. Multe. Cântă la Cobză. Și încă ceva? Ai văzut cap-coadă emisiunea? Nu m-am uitat, am dat așa skip. Știai că o să te oprești în backstage? Da. Te-ai uitat și la noi un pic? Da. De cine îți place mai mult? N-ai cum să îmi place mustața lui. Mustața lui. Suntem aleși pe mustață acum. Mersi frumos, Ioane, du-te că eu am ceva de rezolvat. Pentru că toată lumea... Dacă ajungi! Toți spun că sunt nebuniți după mustață, da? Du-te... Baftă! Mai zi-mi o dată, unde te duci acum să... Caut pe... Google, așa? Bogdan Mihai Simeon. Bun, și caută Bogdan Mihai Simeon că și-ar mănânci. Du-te, Ioane. Bon. Haide, vorbim în etapa a doua, pa! Ce mustață! Ce mustață ai tu? Ce mustață! Arhitector!